Dragilor, neapărat vreau să vă povestesc despre pensule. Pensulele de la Savi Minerals pe mine m-au impresionat foarte tare pentru că au perii atât de fini. Aș putea compara cu pensulele din păr de veveriță, care sunt de cea mai înaltă calitate în machiajul profesional, însă pentru machiajul mineral acestea sunt ideale. Eu personal am încercat și cu pensulele din păr natural să aplic machiajul mineral, dar nu prea mi-a ieșit același efect. Fiind pensulele de foarte înaltă precizie, fibrele foarte fine, atunci poți realiza o piele naturală și un aspect super, super fin. Întrusă vin suficiente pensule ca să poți realiza un machiaj complet, de exemplu o pensulă de fond de tent cu care faci mișcările circulare și blânde, pensula de pudră care este cea mai mare și cu care poți aplica inclusiv fondul de tent dacă ai un tent perfect și doar vrei o uniformizare a culorii, sau poți aplica acel veil foarte blând pentru a crea aspectul acela super, super natural. Pensula de fard de obraz te ajută să creezi acel aspect de obraj sănătoși, de asemenea umbre, poți folosi și pe zone mai mari, decolteu și așa mai departe. Ai o pensulă de blending pentru ochi și o pensulă de aplicare a fardului de ochi, cu care eu m-am jucat deja, le-am înrozit, sunt acestea două. Și da, e important să folosești pensulele de la Savi pentru că ele sunt total compatibile cu machiajul mineral. Știți foarte bine că machiajul mineral e total diferit de machiajul clasic, de aceea eu le recomand la pachet cu produsele minerale. Sper din suflet să vă placă și să le folosiți cu drag.